Aoleu, bă, nu mai este nimic din mâncare, nimic, e frigiderul gol. Bine, mâncarea asta deci e expirată, dar e gol, în general. E gol, n-avem nimic din mâncare. Dracula. Da, domnul Limotan. Bă, am mușcat din pat, bă, că mi-e foame. Păi și mie mi-este foame, pe unde mama Motan? Bă, o pleca mama Motan și nu s-o mai întors de câteva zile, ne-o lăsa singuri. Bă, suntem singuri, nu știam că să stai singur acasă e așa greu. Bă, bă, dar dacă stau și mă uit așa puțin mai atent la Dracula Junior, devine foarte delicios în ochii mei. Nu, 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 ia, scoate, ia, lasă-l, lasă-l, bă, nu, n-am ajuns la stadiu să ne mâncăm câinele. Dacă vrei să spunești ceva, bă, putem să-i mâncăm mâncarea la câine. Mâncare, mâncare, mănâncă-i mâncarea, mănâncă-i toată mâncarea. Bă, 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 ce faci, nu da în Dracula Junior. Vreau să mănânc el, bă. Bă, bă, da, ia și mănâncă scaunul ăsta. Dă-l, bă, încoace, dă-l încoace. Bă, o rupt Dracula Junior scaunul. De ce ai rupt scaunul, bă? De ce ai rupt scaunul? Bă, uite, uite ce am găsit. Am găsit această bucată de hamburger, domnul Limotan. Bă, nu mai ta, bă, în Dracula Junior, bă, nebunule. A, da, da, băi, am găsit această... Nu, dă-o încoace, dă-o încoace, bă. O mai rămas o bucată de sandwich, aia... Nu, este a mea. Eu am văzut primul, eu am pus primul ochi pe ea, da? E bucata mea de mâncare. Acum mănânc bucata aia. Mamă, a rămas cu sandwich-ul ăsta frumos. E doar a meu, doar a meu. M-ai auzit, domnul Limotan? E doar sandwich-ul meu. Cine l-a din spate? Unde? Dracula Junior? Pă, băiatul, ești bun? Pă, unde ai dus cu sandwich-ul? Păi, sandwich-ul meu ăla! Dă sandwich-ul înapoi, domnul Limotan. Domnul Limotan, dă sandwich-ul. Vreau sandwich-ul înapoi. Dacă m-ai omorât, o pleca sandwich-ul. O pleca sandwich-ul dacă m-ai omorât. Uite că vin spre tine, domnul Limotan. Vin spre tine. Bă. Nimeni nu mănâncă atunci. No! Ai aruncat cea mai prețioasă bucată de sandwich din lume. Da, bă. Da, chestia amuzantă e că am mâncat deja o jumătate din el. Pă, nici cu rachete, bă, ai mâncat jumate, stai să arăt eu cum... Na, bă, na, ce face din cauza ta? Ai, din capul meu. Mi-a rupt schienarea. Și oasării. Domnul Motan, nu mai vende mâncare. Mama Motan nu s-o mai întors de atâtea zile. Bă, n-are cine să speli, să curiți, să ne facă de mâncare. De ce te ținem în casa asta? De ce nu faci curățenie? De ce nu faci nimica? Ești doar un câine. Bă, lasă-l. Bă, la... Uite că distrug și ușa din cauza ta. Bă, lasă-l pe Dracula Junior. El e un câine, nu trebuie să muncească. Da, lasă-l. Noi avem grijă de el. Bă, lasă-l. Bă, dă băi drumul lui Dracula Junior. Dă-l, bă, dă-l pe Dracula Junior. Bă, vino încoace, că vreau să vă spun ceva. Bă, dacă mama Motan nu a mai venit acasă, ce zici să facem o plimbărică până la vechea noastră casă? Da, bă. Lasă-l, bă, un pic pe Dracula Junior. Hai până la vechea noastră casă să vedem ce face Berzelius. Bă, da. Bă, de câte ori să zic că Berzelius o murit? Bă, nu a murit, bă, Berzelius. Bă, lasă-l, bă, un pic pe Dracula Junior. Bă, trebuie să înțelegi că Berzelius nu a murit. Ce spui să facem o plimbare până la vechea noastră casă? Bine, bă, bine, mergem, mergem. Dar dacă Berzelius nu e acolo, dacă Berzelius nu... Bă, băieți, ascult la mine. Doamne ferească. Lasă-mă să-l pun pe Dracula Junior în mașină și după mergem la... Cum ai ajuns aici? Nici nu vreau să întreb. Ai, Dracula Junior, stai aici. Stai-te, bă, din mașină, bă, că tu nu știi să o conduci. Lasă că te-am mai pus eu să o conduci odată și am văzut cum ai făcut. Da, da, bine, bine. Hai, ieși. Ies acum, ies acum. Ieși, bă, ieși, mă. Ies, bă, acum cu mașina asta. Ia, dă-ți închide o mașină. Bă, nu! Bă, nu! L-am mai blocat! Domnule Motan! Draculas, cred că o nebunit Draculas Junior. Bă, salvează-l câinele, salvează-l câinele, domnule Motan, ce-ai făcut aici? Bă, ajută-mă să-l salvezi pe Draculas Junior. Uite, bă, că l-am salvat, bă, e puțin în flăcări, e puțin în flăcări, dar nu-i problema asta, că îl stingem imediat, ia uite-l. Bă, săracul, bă, domnule Motan, bă, de ce ai închis ușa când eu treceam? Na, acum trebuie să luăm altă mașină, bă. Bă, lasă-l pe Dracula Junior. Lasă-l în pace, gata. L-ai atins prea mult. Nimeni nu mai pune mâna pe Dracula Junior de azi înainte. E picat acum. Lasă-l, bă, să se răcorească. Hai la vechea noastră casă.
Luăm mașina de rezervă. Hai, bă, mergem azi, bă, sau? Bă, lasă-mă că l-am pus din nou pe Dracula Junior, data asta l-am pus la mine. Bă, dar eu vreau spunul, bă. Bă, l-am pus la mine în brațe, tu stai lângă mine dacă vrei să stai. Hai că plec. Ieși. Bă, era iară să închizi aia peste mine. Bă, Tom Limotan. Tu... Bă, e ceva la mașină, uite dacă... Ce să fie la mașină? Bă, nu-i nimic la mașină. Bă, cumva ai încercat să dai cu grenadă? Nu. Bă, e sigur? Nu-i treabă, bă. Bă, ai dat cu grenadă, Dracula Junior, hai să plecăm cu nebunii, domnul Motan. Paoleu, bă, mi-ai distrus toată mașina, domnul Limotan! Lasă, bă, nu vrei să mă las să conduci, da? Bine. Bă, ce faci la câine? Bă, hai odată, bă, la vechea noastră casă! Bă, dă, bă, volanul cealaltă la mine! Bă, domnul Limotan, bă, ia mâna, bă, de pe volan, bă! Bă, vezi că... Bă, bună ziua! Salutare copiii părintelui. Uite, vezi? Părintele Berzelius, e real. Uite-te la el. Nu e real, bă. Părintele Berzelius. Dacă o să tragă în el, nu o să moară. Fii atent. Bă, o să moară. Vezi că e real? Vezi, bă, că e real? Bă, deci, bine ați venit la cotrobășia casei voastre. Părinte Berzelius, dar ce-ai făcut din casa asta? Stai puțin. Înainte să spui ceva, Părinte Berzelius, uite pe cine am adus cu noi. Uite, Părinte Berzelius, da. Uite pe cine am adus, pe Dracula Junior. Da, nu ai voie, ăsta e Dracula Junior. Da, e Dracula Junior, câinele nostru. Bă, ce faceți, bă, din câinele ăsta? Rupel, gata, hai să-i dăm foc. Hai da. Bă, ce-ați făcut, bă, din câinele meu? Stai să-l bag în flacări. În numele Iisusului și al Sfântului și al Pământului Duh. Acum a murit, da. Se va duce pe lumea cealaltă. Bă, dați-mă câinele înapoi. Voi v-ați săcănit amândoi. Bă, da, am venit după nebuni. Bă, că am luat morișca, Doamne ferească. Na, cu piel al bati preotul. Deci câinele meu. E câinele meu. Părinte... Au, nu! Părinte Berzelius, am venit înapoi ca să vedem ce mai face casa noastră. Haideți să vă explic, dragii mei. Ți-o fura mașina, domnul Motan. Și mi-a călcat câinele. Acea mașină era luată din iadul de prejos. Ascultă-mă, copilul meu, fiul meu. Părintele Constantiniu a fost reîncarnat în diavol și aici a fost originalul, iar sus acolo îl putem vedea pe aducătorul de rele, distrugătorul pământului, Părintele Berzelius. Ok, am înțeles toate astea. Părinte Berzelius, în cât de cunoștință, adică noi ne știm. Bă, am venit să văd ce s-a întâmplat cu casa noastră. Bă, ce-ai făcut cu casa noastră? Ce e aici? Ce-ai făcut din camera asta aici? Aici era camera unde ne uitam la televizor. Stai că m-am blocat. Bă, prea multe biblii. Draculaț. Da, domnul Botan. Există o problemă. Nu. Există o problemă, Dracula Junior e sub mașină, bă. Știu eu cum să-l scăpăm. Pa, zboară până la cer, suflet viu. Dă-l, trimite-l. Amin. Pă, săracul câine. Sufletul câinelui. Pă, voi mi-aruncați mie câinele. Ascultă-mă. Spiritul întunecat a fost alungat și în urmarea lui puritatea a rămas de la Dumnezeul nostru. Deci am făcut aici o biserică creștină. Bă, o biserică? Bă, lasă! Bă, asta era casa... La ce slujbă? Bă, lasă-mă un pic! Părinte Berzelius, bă, asta era casa mea așa... Doamne iartă-mă! Bă, dă-te, bă, jos de acolo și vină în casă să vorbești. Bă, faci urât pe aici? Bă, tu nu, domnul Limotan. Crucea lui Dumnezeu jos. Pentru asta vei plăti. Bă, ce? Nu, nu, părinte Berzelius, stai, nu, 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 părinte Berzelius, nu, nu, nu! S-a terminat. Domnul Limotan, bă, tot fel cu Berzelius ne-o lua acasă. Eu ce ți-am zis, bă? Eu ce ți-am zis că nu trebuie să-i dai casa? Bă, dar că nu-i trebuie să-i dau casa, bă, dar eu am crezut că ne scapă doar de spirite și după ne luăm casa înapoi, dar tu nu vezi că el a făcut biserică din casa asta? Văd, dar ce putem să facem noi? Explică-mi. Aruncă-i mașina în aer, dă cu granată în mașină. Vă rog frumos să vă puneți pe scaune. Bă, dar mașina lui, bă, nu una noastră, tu te-ai țăcănit la cap? Vă rog frumos să vă puneți pe unul din... Bă, dar nu în el, bă, ei, dat-i spate, săracul preot! Bă, calmează-te, domnul Motanu, nebunit Motanu!
Vă rog frumos să vă urcați pe scaunele. Acum nimeni nu mai are mașină. Da, dar avem, bă, mai avem noi mașina, urcă-te și hai să plecăm. Urcă-te și hai să plecăm, acum e șansa noastră să plecăm, urcă-te. Hai că urc, hai. Urcă, bă! Dar măcar am scăpat, eu o să scap. Dracula, scapă! Aaaa, sunt invincibil. Plec de aici, nu vreau nicio slujbă. Lasă-mă, lasă-mă, domnul Motan. Părinte Berzeliu, spune-i ceva, dă-i cu ranga. Continuă, fiul meu. Cum continuă? Continuă? Cum continuă? Ai auzit ce-a zis? Continuă, continuă. Au, au. Deci, acela din mijloc este scaun. Vă rog frumos pentru slujbă să stați jos. Asta, da, vă rog frumos, jos, va. De ce să mă dau jos? Băi, dați-o, băi, jos. Au, m-am dat. Dă-te jos. Va trebui să vă bateți pentru pe scaun în mijlocul slujbii. Slujba va începe. Vom juca o țâră de scaune muzicale. Aram, zam, zam. Hai, bă, învârte-te că scaunele muzicale în cealaltă parte. Aram, zam, zam. Care, bă, parte? Bă, cealaltă parte. Aram, zam, zam. Guri, 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 aram, zam, zam. Bă, din greșeală, din greșeală. Ai pierdut, e scaunul meu. O să te pun aici și slujba va începe cu tine stând. Bă, dar nu-i corect, bă, că m-am pus din greșeală, dă-te jos de pe scaun, fiindcă și eu dreptul să stau pe scaun. Dă-i foc, dă-i foc, părinte Berzelius, dă-i foc. Nu, părinte Berzelius, mă cunoști de atâta timp. Dă-i drumul. Dă-i foc, părinte Berzelius. O, te controlează părintele Berzelius. Auleu. Pentru forța de... Da, bă, că îl rezolv acum pe părintele. Unde ești, domnul Motan? Domnul Motan, vină cu ace. Bă, te salvezi eu, dacă nu vrei el să-ți dea foc, îți dau eu foc. Bine, bă, nu-ți dau foc, mi este milă. Părinte Berzelius, acum e șansa noastră să ne luăm casa înapoi. Deci eu cu domnul Motan vrem să ne luăm casa înapoi, fiindcă asta nu-i casa ta. Dar nu ai voie. Au! Îți permiți să dai în Draculasul, da? Bine, bine. Bă, tu nu l-ai calmat. Domnule Motan, haide rapid în casă. Vino, bă, și ține ușa. Vino, bă, domnule Motan, și ține ușa că vrea să intri Berzelius. Voi sparge această ușă cu puterea. Îmi pare rău, dar ne voi mai vedea. Sper să nu ne... S-a dus în pământ, sper să nu mai vedem. Haide sus. Haide sus cu mine, domnule Motan, și să ai grijă că părintele Berzelius îți poate juca multe feste, mă înțelegi? Cum adică? Cum adică, bă, părinte... Păi, părintele Berzelius, dă-te, dă-te! Bă, fugi, repede, hai în subsol. Hai în subsol. Nu, e părintele Berzelius și în subsol, fugi, domnule Motan! Nu mai avem scăpare, trebuie să mergem sus la calculator. În pod la calculator. E părintele Berzelius aici! Dă-i repede, aici, ascunde-te. Nu, părintele Berzelius. Pleacă de aici! Nu, domnule Motan, ești bine? Părinte Berzelius, noi doar ne vrem casa înapoi. How yeah, biggest cock! Îmi pare rău, dar... Bă, ce facem? Miguel! Bă, l-a omorât, bă, pe Miguel, ți-am spus să nu-l mai aduci. Miguel. Stați, v-am legat aici ca să vă vedeți... Dă-ne drumul, Berzelius, dă-ne drumul! V-am legat aici ca să vă vedeți ce veți păți la casă. Bine zis. Haide, câine, tu vei veni cu mine. Nu! Haide. Nu! Dracula Junior, pune-o fura câinele! Lasă-l, bă, să-l omoare, că l-a omorât pe Miguel. Lasă-l să-l omoare. Părinte Berzelius, omoară-l. Hai, Dracula Junior, nu! Aniquilează-l, distruge-l. Dracula Junior, nu te du, n-ai încredere. Dracula Junior, să n-ai încredere în părintele Berzelius. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Aaaa, nu! Dracula Junior! Eu mă bucur. Bă, tu ai văzut ce-a făcut preotul ăsta? Da, l-a omorât pe Dracula Junior. Bă, nu te bucura că acum urmăm noi, bă, o să urmăm noi. Nu o să urmăm noi, bă, stai calm. Bă, ce s-a auzit? Aoleu, a venit Berzelius. Părinte Berzelius, iartă-ne, îți lăsăm casa ții, noi doar vrem să plecăm acasă. Nu, domnul Motan! Hai milă, părinte Berzelius, nu! Easy shit on, copile, nu aveți niciun drept, no mother, no father, easy shit on, ribozo. Your dog water?